Bună ziua! Sunt moldoveanul Cătălina, sunt trainer Beauty One și astăzi am o deosebită plăcere să-ți povestesc despre brandul Pevonia Botanica. Pevonia Botanica oferă linii de tratament cu produse ce au ingrediente 100% organice, ingrediente fără parabeni și mai ales ingrediente de origine botanică și marină. Însă, în spate au foarte multă tehnologie care crește permeabilitatea țesutului și care ajută la penetrarea ingredienților activ mult mai profund. Anti-Free Radical Mask este un kit de 5 tratamente pe care eu îl recomand tuturor clientelor tale ce își doresc să obțină un efect anti-age, dar și un efect antioxidant pentru tenul lor. Acest tip de tratament este un tratament recomandat tuturor tipurilor de ten care au probleme microcirculatorii. Îl recomand a fi făcut odată la 10-14 zile sau ori de câte ori tenul are nevoie să fie calmat. Recomand de asemenea ca acest tip de tratament să fie realizat și tu ca și client să îl realizezi în cadrul unui cabinet cosmetic de către un profesionist. Este foarte important a fi realizat de profesionist pentru că are la bază o mască gipsată care se auto-încălzește. În kit regăsiți toate produsele de care aveți nevoie pentru realizarea acestui tratament. După o demachiere și o tonifiere riguroasă a tenului cu produse adecvate tipului de ten, urmează realizarea unui exfolier, la fel cu un produs adecvat tipului de ten. Kitul conține 5 tratamente și este compus dintr-o mască tip tifon, predefinită, da, după cum observați, un concentrat activ pe bază de vitamine, are la bază vitamina C, vitamina E și vitamina D și masca gipsată care are la bază mentol, oxid de calciu și lavandă. După exfoliere, se aplică concentratul activ pe bază de vitamine și se masează până se absoarbe. Ca un tips, nu folosiți toată fiola, pentru că acest concentrat activ este ușor uleios, dar cu o textură non-grăsoasă, însă va ajunge pentru 2-3 tratamente. Vitaminic Concentrate are la bază vitamine precum vitamina A, vitamina E și vitamina D, care sunt surse excelente pentru combaterea radicalilor liberi. După ce am penetrat foarte bine ingredientul activ pe bază de vitamine, urmează să aplicăm la nivelul tenului o cremă de masaj, pentru că avem în următorul pas o mască gipsată, ce are nevoie de această mască tifonată în prealabil. Se aplică o cantitate generoasă de cremă de masaj, peste care aplicăm masca tifonată predefinită și apoi omogenizăm conținutul unui plic de mască gipsată cu apă călduță și aplicăm peste masca tifonată. Mask Powder Pouch este o mască gipsată care se folosește atât pe zona facială cât și pe zona gâtului și a decolteului. Ca un tips, înainte de folosirea măștii gipsate, folosiți peciuri la nivelul zonei perioculare pentru a acoperi ochii. Masca are în compoziție atât mentol cât și magneziu, dar și lavandă și toate acestea pot provoca iritații la nivelul zonei perioculare. După timpul de acțiune de 10-15 minute, timp în care masca s-a auto-încălzit și s-a răcit, îndepărtați masca dintr-o singură bucată și aplicați la final o cremă cu factor de protecție, dar și o cremă pentru zona perioculară. Nu uitați că radicalii liberi provin de la procesele de oxidare derulate în organism pe bază de stres, pe bază de stări emoționale profunde, dar și pe bază de toxine din exterior, cum ar fi alcoolul, tutunul și medicamentele. Așadar, hidratați-vă și nu uitați că putem combate radicalii liberi cu Anti-Free Radical Mask. Pentru mai multe detalii despre produse, accesați linkul din descriere. Și nu uitați, un like și un subscribe la canalul nostru de YouTube vă ține la curent cu toate noutățile din domeniul beauty.